Din nou, eu mai mult am adus în instituția prezidențială. E chiar și covorul care stă în clădirea în biroul președintelui, el nu e la balanța instituției prezidențiale. Eu știu din lângă asta. Știu cât a costat. Și el stă acolo. E primul fiecare zi pe el. Pentru că eu n-am vrut să-l scoatem. Chiar era un covor verde încă din nu știu de când. Și am spus, cum o să fie așa? Că s-a dus Dodon și a luat covorul sub masă. Unul mare, că tot biroul acela. Așa că eu mai mult am adus în instituția prezidențială. Nici n-am avut de gând să iau ceva de acolo. Parcă văd că mâinile scot. Sunt vedeți-le de culoare deschisă, albă. Uitați-vă fotografiile multe care iau acolo și video să-l vedeți. Dar poate îl scot. Nu, dar spre deosebirea dumneavoastră ce ține de Contrița, de data asta se dă dovadă de multă modestie. Cheltuieli foarte puține. Dar ce cheltuieli? Eu n-am văzut cheltuieli mai puține. Bugetul e același. Numărul de state de personal este aceleași, cum au fost 169 de state de personal. Țineți minte, mă criticau. Cum cheltuie 100.000 de lei pe zi sau cât calculau ei, tot așa cheltuie. Cum comandă, ce drept, noi n-am comandat atâtea flori și atâtea cât au comandat ei în bugetul lor. Dar care e modestie? Faptul că ne-au spus că noi avem acolo gospodărie la Condrița? Da, am avut. Mie tatăl meu m-a învățat așa, fii țărnă ușoară, părinții m-au învățat, trebuie să-i gospodar acasă. Nu se îmbli cu brânză arșip. Scuzați, este așa la moldoveni o noțiune. Care nu face nimic, ca să-l vezi pe om că poate e capabil să faci ceva, du-te la el acasă. Și să vezi, el e gospodar sau nu. Indiferent dacă casa nu e așa de luxoasă, așa mai departe, omul gospodar în sat, el se cunoaște. Atunci tot e curățel, tot e aranjat, și animale are pe casă și nu are probleme. Este om gospodar. Și tatăl mi-a spune, dacă vrei să vezi ce de conducător el, du-te la acasă. Și hai să vezi, dacă el acasă e gospodar, ați facă și acolo unde îl puneți într-un loc de muncă. De ce? La Condrița ați fost de multe ori în calitate de invitat. Era să vede mâine de gospodar. Era tot acolo. Dar nu mai să nu vedeți că oarecare absolut stână? Ui, ce fel de stână? Acolo au fost câteva, doamna Bașca mi-a dăruit într-un anușcă și le-am dus încolo. Dar încă o dată era mâine de gospodar acolo. Eu nu știu care e situația acum. Eu probabil o să găsească cineva instituția prezidențială după 3 ani sau după 4 ani mandat, așa cum am găsit-o eu. Așa cum am găsit-o eu. În stare cea deplorabilă în care era. E că asta arată atitudine nu doar față de activul statului, dar și atitudine față de principiile de moldovan gospodar.